Aici, cumva, mai ales la echipa națională, nu sunt de acord. Adică nu e doar duelul individual, este un factor important. Dar ca la orice echipă, în momentul în care n-ai grupul și n-ai spiritul de echipă, așa cum vedeam la Italia care a câștigat Euro și cum se felicitau unul pe altul, așa am văzut acest spirit și la echipa României. Adică Germania, chiar dacă are individualități și dacă va face un duel unul contra unul, dacă nu va avea acel spirit de echipă, care, iată, a fost zdruncinat de schimbarea antrenorului, de probleme care sunt acolo, poți să câștigi tu un duel unul contra unul, ok, fiecare, dar în momentul în care n-ai un spirit de echipă pe care trebuie să-l cultivi, pe care trebuie să-l crești, pe care trebuie să-l dezvolți, chiar și la echipa națională, cu jucători de milioane de euro, nu poți să realizezi nimic. Adică, da, e important asta. E important asta de menționat pentru că toată lumea pune cumva accent. Vreau unul contra unul. Dar mai departe, nu se mai vorbește foarte mult de ideea de echipă, în adevăratul sens al cuvântului. Ionuț, mai devreme Cristi vorbea despre acest fenomen din Germania, unde jucătorii sunt acuzați că nu dau la echipa națională nici pe departe ceea ce oferă la echipele de club la care joacă în mod constant. E bine, la noi observ un fenomen un pic răsturnat, și anume, iată, George Pușcaș sau chiar și portarul Horațiu Moldovan, și mai putem găsi astfel de exemple, sunt jucători care parcă arată mai bine la echipa națională decât la echipele lor de club. Da, un factor important, așa cum am spus și eu cred, atât la echipa națională cât și la echipa de club, antrenorul are, cred că, un procent de 60-70% din ceea ce se reușește la echipă. Un antrenor contează foarte mult. Felul cum vorbește cu un jucător, felul cum îl ajută să depășească anumite momente, felul cum se exprime pe teren. Ori această legătură și această evoluție a unor jucători care e genul Pușcaș care nu a evoluat în Italia, Moldovan care a avut, să spunem așa, meciuri mai puțin bune la Rapid, și vine aici și evoluează foarte bine. Aici e rolul antrenorului, rolul care a reușit să integreze într-o echipă, într-un grup cumva acceptat de toți. Pentru că, chiar la fel, mulți ar fi putut să spună sau să se simtă nedreptățiți pentru că vine un jucător care nu joacă versus unul care joacă în campionat. Ori lucrul ăsta, echilibrul ăsta să-l dai la echipă sau în cadrul lotului cu presiunea rezultatelor, cu presiunea calificării nu este deloc ușor. Cine o suportă? Clar, staful tehnic care are un mare atu aici, care a reușit să facă lucrul ăsta. Contează foarte mult din punctul meu de vedere felul cum vorbește un antrenor cu un jucător, știindu-i potențialul. Cristi, în Germania ne putem aștepta la vară să avem o invazie românească. Sigur că în trecut am avut o invazie germană, nu sau mai multe valuri de invazii de germane. Unele, să zicem așa, mai pașnice, cu oameni care s-au stabilit aici, altele armate. Acum vom avea o invazie românească. Mă aștept să fie foarte mulți români, mai ales că noi și avem rar ocazia de a merge la turnee finale, ne calificăm mai rar. E o țară foarte ofertantă, de Germania, deja acolo locuiesc foarte mulți români. Ne putem aștepta la un sprijin consistent pentru România acolo. Da, avem o comunitate bine închegată, din câte știu, în sud, în Bavaria, prin Regensburg, sunt mulți români. Și de ce nu am avea susținere la turneul final? E o sărbătoare, la urmă. Suntem acolo după 8 ani de zile, nu? Ultima dată când am fost la Euro a fost în 2016. Și Ionuț chiar avea dreptate când vorbea despre mentalitatea grupului. Cred că această echipă a României are identitate, are o identitate a grupului. Și dacă vrei să continui paralela cu Naționala Germaniei, Germania trece printr-o criză de identitate. Germania nu știe cine este acum. Da. Pe de altă parte, mi se pare totuși discutabilă, apropo de această forță a grupului, Ionuț, o declarație pe care a făcut-o Edi Iordănescu după acest meci cu Elveția. El zice, fotbaliștii care doresc să pătrundă în grupul acesta pentru a participa la Euro au de trecut prin două filtre. Filtrul meu și filtrul acestui grup de jucători. Nu ar trebui să fie exclusiv decizia selecționerului, chiar dacă ea ar deranja niște senatori din echipa națională care au obținut această calificare? Cred că e un felul lui de a organiza, pentru că și-a dat seama că, ținând cont de
puținele posibilități pe care le are la echipa națională, ținând cont că nu avem o arie foarte mare de selecție la echipa națională, vă dați seama că va trebui să responsabilizeze niște jucători, dar în același timp să dea semnalul că în momentul în care vii la echipa națională, trebuie să vii cu gândul de a te integra și a da totul pentru echipa națională. Ori de fiecare dată când am simțit și noi cei din exterior sau ei cei de acolo implicați direct niște semne, așa, au văzut la niște semne la niște jucători, clar au fost îndepărtați. Pentru că în momentul în care un jucător vine și joacă doar pentru el sau joacă doar cu gândul de a face un meci bun, imediat jucătorii ceilalți simt lucrul ăsta, antrenorul simte. Și e clar că a pus foarte mare accent pe partea asta pentru a reuși cumva să arate jucătorilor care sunt la echipa națională că nimeni nu este mai important decât echipa națională. Și cumva, cred că aici jucătorii, iar la fel, prin ajutorul staffului tehnic, au înțeles că poate în alte meciuri, în alte campanii s-au întâmplat mai des astfel de lucruri și nu a dus la nimic bun și au dat seama și ei că trebuie să facă.